Salut, Stelian, cum a fost azi? Salut, da, un rezultat bun, un meci bun din punctul meu de vedere pentru noi. Ne-am dorit victoria, ne-am dorit să ne facem jocul și să pregătim ușor-ușor barajul. Totuși 0-0 la pauză. Da, într-adevăr, așa se întâmplă când nu dai gol, când ai, să spun așa, prima ocazie, a doua și jocul se poate schimba. Dar mă bucur că chiar dacă a fost 0-0, eu consider că am dominat și prima repriză. Am avut acea ocazie eu și am mai avut câteva foarte clare. Dar ați avut o discuție la pauză? Nu se poate 0-0 cu Clinceni la pauză? Bineînțeles că am vorbit și ținând cont și de superioritatea numerică, trebuia să câștigăm. Ce s-a întâmplat, apropo, la acea fază în care Brofati a fost eliminat după un clinci cu tine? Da, sincer, a trecut prin fața mea, l-am călcat, am și spus arbitrului că l-am atins, de ce să mint, dar nici eu n-am înțeles după reacția lui, m-a lovit, acum m-a lovit în ce sau tare, am obținut ce trebuia să obțin. Dar ți-am avut și un schimb de replici, ați vorbit ceva sau nu? Nu, chiar nimic, din contră. Îmi pare rău, sincer, pentru el, pentru că chiar cu câteva minute înainte a venit la mine și mi-a spus foarte bine, că am cedat foarte bine, deci nu mi s-a mai întâmplat și mi-a părut rău, dar ce să fac, așa este la fotbal. Așa repede explodează nervii? Eu îi înțeleg și pe cei de la Clinceni, pentru că vedeți cu toții prin ce situație trec. Este dificil să joci fără bani, fără șanse, fără nimic. Ei, practic, vin că trebuie să se prezinte la meci. Chiar îmi pare rău pentru ei și mi-aș dori pentru bine fotbalului românesc să nu se mai întâmple astfel de cazuri. Tu cum te simți la nivel personal? Două pase de gol astăzi. O pasă jumătate. mă simt bine pentru că joc. Îmi doresc clar să ajut echipa, îmi doresc să progresez de la meci la meci și, cum am spus, la final să salvăm această echipă, pentru că ar fi un dezastru să retrogradeze. Dacă vrei să ieși la final, să plec. Nu mai vreau să vorbesc de plecare, pentru că mereu când am spus ce gândesc a deranjat. Vreau să termin sezonul cu ajutorul lui Dumnezeu sănătos, să salvăm echipa și după vedem ce se va întâmpla. Dar ce s-a întâmplat la finalul meciului de la Mediaș? Ai avut acolo vreo discuție, ceva cu suporterii? Am văzut unii suporteri nemulțumiți în această săptămână la adresa ta. Vă spun sincer că și eu am rămas surprins, pentru că am primit un acel articol în care eu am comentat sau ce au spus ei la galerie. Eu n-am cum să comentez galeriei. Eu i-am felicitat și i-am apreciat dintotdeauna pentru ce au făcut. Ei au salvat acest club. Vă dați seama că acum dacă strigă unul sau altul din tribună nu înseamnă că asta e galeria lui Dinamo. Dar la Mediaș am ascultat, tot meciul am fost înjurat, chiar și când nu am jucat. Adică eu la Mediaș am început ca și rezervă. Iar la final mi-au strigat câțiva suporteri să plec. Și le-am transmis că mai sunt câteva etape, nu pot să plec așa, că nu suntem pe câmp. Și am spus, se termină campionatul și o să plec. Asta a fost tot. Vă dați seama că dacă le răspunzi, dacă le spui că pleci, că cer să pleci, se supără. Dacă nu le spui nimic, ești arogant. Așa e la noi și nu bagă în seamă. Care simți tu că este relația ta cu suporterul Dinamo în acest moment? Una foarte bună. Eu mă știu și e normal după atâta timp să mă știu cu marea majoritate. Eu știu cine și care sunt reprezentanții. Am o relație foarte bună cu ei și de asta am spus că mai sunt câțiva care mă iubesc mai puțin. Trebuie să mergi înainte. Mulțumesc, Ian. Și eu.